Cam așa au ieșit după ce l-am drișcuit tavanul. Unele punctele alea așa mai albe am mai adăugat tinci și nu de asta, de la Weber. Aici țin să precizez că au fost două mâini de adeziv ca din coace și după aia am dat direct tinciul. Bun, acum ce vreau să vă zic? Aici am dat cu tinci alb de la Weber și vedeți că ăsta e mai crem de la Baumit. Ăsta e tinciu alb de la Weber BM15W și ăsta e Baumit, o tencuială fină albă de interior tinci. Ăsta, nu vreau să le fac reclamă, doar pentru cei care sunt în căutare de lucrări cum am făcut eu și ca să știe. Ăsta îl poți lucra foarte bine, e lucrabil, adică nu se brânzește. Ăsta se brânzește repede. Îl tragi după tine cu drișca asta de burete. Problema e că e mai alb ăsta de la Weber. Uite, l-am aici. Aici e nedrișcuit, dat. Cum îl drișc, cum îl tragi după tine? Doar că are avantaj că rămâne foarte alb după cel nu mai mănâncă atâta lavabil. Dar ăsta e ala de la Baumit. Eu prefer ăsta de la Baumit. Deci poți să lucri cu el, să-l drici cu cât vrei. Că nu se brânzește. Ăsta îl tragi după tine tot jos. Atât am avut de zis. La revedere.